Bună seara, stimați telespectatori. Bun găsit la emisiunea Panoramic. O zi foarte agitată, a început o săptămână foarte agitată și la Gor și în întreaga țară, dacă mai vorbim și de Europa sau de întreaga lume, dar nu putem să parcurgem toate aceste subiecte în 20 și ceva de minute, așa că o să încercăm să sintetizăm, mai ales că unele evenimente sunt în desfășurare și chiar la Gor. Grupându-le, o să încep din, să zicem așa să plecăm din uh, internațional, să venim în național și să ne oprim la Gorj. Mai ales că la Gorj vor mai apare cu siguranță informații în această seară. Sunt deja primari arestați, administratori de firme arestați, ca să nu mai vorbim de schimbările care s-au produs în ultimile zile la uh, combinatul la CEO și aș vrea să vă spun de ce e important și aceste, și aceste, schimbări. Sunt așteptate în cursul serii, mâine, deja noi nominalizări de directori, deși directoratul se schimbă, există cererea ale sindicatelor de a fi schimbați unii dintre membrii directoratului. Vorbim despre toate acestea în această seară, dar ne îndreptăm atenția spre Europa dintr-un dintr anumit motiv. Și anume, cum spuneam, practic în toate țările din Europa Occidentală este o situație ciudată. Sunt niște sărbători în stare de alarmă, dacă am putea să spunem. E ciudat să vezi târgurile de, Căciun, de Crăciun din Austria în Anglia, din Spania în Franța, cu soldați cu arma, la, cu arma pe umăr, deoarece sunt alarme teroriste, englezii se așteaptă din moment în moment la un atac terorist, nu mai vorbim de ce se întâmplă peste ocean, unde și americanii au trecut printr-un printr asemenea eveniment. Lumea se schimbă și nu în bine, stimați spectatori, uh, teroriștii sunt din ce în ce mai prezenți și nu putem să ne explicăm faptul de ce sunt tolerați teroriștii și mai ales și din ISIS, deoarece finanțarea lor, după cum au demonstrat-o jurnaliști de reputație internațională, este tolerată de autoritățile din țările occidentale, mai ales pentru că acolo sunt banii, nu mai vorbim de americani. Dacă li s-ar tăia finanțarea, poate ISIS n-ar mai putea să producă mari pagube. Dar cine să mai înțeleagă ce se întâmplă în Siria, în condițiile în care în Siria există deocamdată o conducere așa zis legitimă pentru că e contestată, dar este bașat al Assad și sprijinit de Rusia în special, avem o opoziție finanțată de regulă din Occident și mai avem și isis -ul. Când s-or pune de acord dacă americanii au tolerat intervenția Rusiei, ar trebui să se pună de acord. Dau, americanii dau cele mai ciudate declarații, ba împotriva lui Assad, ba în favoarea lui. Cine să mai înțeleagă aceste lucruri? De ce spuneam că sunt evenimente importante? Ce se întâmplă acolo se poate oricând transfera și spre România. Și aici nu o să înțeleg, nicio, nu o să înțeleg niciodată dorința unei anumite părți a presei din România de a condamna dicotul în cauza noastră din România și SRI-ul că au reușit să pună mâna pe un terorist în, în zona Harghita Covazna, care vroia să facă nu știu ce atac terorist în, de ziua națională. De ce spun acest lucru? Bun, am înțeles că a fost monitorizat mai de mult și s-au găsit unii să spună, păi da, de ce n-a fost săltat mai devreme sau ceva de acest gen. Ba, din contră, maghiarii au ieșit la cele mitinguri ale tăcerii, s-a protestat până și la Budapesta. Sunt două lucruri care trebuie, remar trebuie remarcate, părerea mea. 1. Am fi preferat să ne arunce în aer ca să demonstrăm că ăla era activ? Nu cred. Deci, intervenția se impunea. Al doilea lucru, când se impunea, asta depinde să stabilească procurorul cu bine, asta, agentul de sau cine mai e implicat acolo. Dar faptul că riscăm și noi multe în ultimul timp este adevărat. Nu am înțeles intervenția maghiară în chestia aceasta, dacă s-a demonstrat că individul este vinovat, nu văd de ce n-a trebuit să suporte consecințele legii, bade -ne, ca, ne vedem și o anumită parte a presei românești care a încercat să facă mișto de această intervenție. Nu cred că ar, e timpul să ne jucăm cu asemenea, cu asemenea lucruri. Dacă ne jucăm cu ele s-ar putea să ne ardem ca să înțeleagă telespectatorii noștri despre ce vorbim. Apropo de evenimentele naționale importante, sunt câteva care ne-au reținut atenția și, cu au și clar legături cu Gorșu. Unul din ele este cazul Danșova, eternul caz Danșova, care a pornit, știți, cu cazul Turcen rovinari și a mai continuat cu două, pentru că se pare că senatorul avea anumite înclinații de a lua șpagă de la firmele de stat. Bine, acum nu știu cât e de dosarul de întemeiat, datorită faptului că cei implicați, deci e vorba de directorul de a fost la Govora, a luat control judiciar. Danșova, deși s-a încercat reținerea lui probabil pentru alte declarații, se așteaptă să facă niște denunțuri. Nu s-a reușit decât arestarea lui pentru o zi, pentru că tribunalul a decis, judecătorii au decis altceva, de fapt în alta curte, cred că a fost în cazul acesta. Trebuie să remarcăm însă un lucru, s-a speculat pe surse și a apărut în diverse publicații, faptul că noaptea cât s-a aflat la Beciu Domnesc, Șova ar fi dat niște nume, a făcut niște autodenunțuri care ar fi permis să fie eliberat. Nu cred într-o asemenea idee dintr-un simplu, dintr simplu fapt. Bănuiesc că ar fi putut să o facă până acum dacă dorea să o facă, prima chestie, iar a doua, nu știu dacă într-o noapte de, mă, și pe o reținere de 24 de ore, când șova, știa că nu prea sunt elemente să poată fi reținut uh, de judecătorii, dacă au dat în cazul celălalt, așa nu puteau să facă pentru că se făceau de râs. Nu știu ce s-ar fi putut întâmpla. Dar de urmărit acest, acest caz. Una peste alta, avem un guvern de tehnocrații, un guvern care începe să fie controversat, de exemplu, Tobă, ministru de interne are o problemă cât casa cu doctoratul. Uh, mai șmecher de data aceasta. Știți că pe vremea lui Ponta s-a înființat un Consiliu Național de Etică care i-a spălat și pe Ponta și pe uh, Gabriel Oprea. Au spus, nu domne, nu se confirmă plagiatul, bla 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 și tot așa. Bun. Acum, cum nu mai mergea chestia asta, ministrul Curaj, tot a avut curaj, ministrul de educație, a desfințat acest organism până se înființează altul, trec câteva luni, în fine, se mai uită cazul, se mai vedem de genul ăsta. Cred că ăsta a fost scopul sub celor care au semnalat acest lucru. Ce n-am înțeles eu până acum și ar trebui să o lămurească instituțiile, știți, dacă ați văzut niște comunicate, Universitatea București a descoperit să se ia doctoratul, Luponta în cazul ăsta, Universitatea nu știu care, tot așa, bun, dar aceste universități au dat doctoratele respective. Ăia care au fost în comisiile respective nu pățesc nimic? De unde să știe, deci mă refer ăștia de la Consiliul Național de Etică, mai ales că unii dintre ei nu sunt de specialitate. Exact, pui unul de la agricultură să trateze subiecte de drept, probleme de drept. Bun, cum este, dacă cei de acolo, acum 10-15 ani când și-au luat doctoratul și Ponta și Oprea și alții, n-au văzut și-au pus semnătura. Păi Oamenii respectivi, măcar să nu mai fie în alte comisii de acest gen, ar trebui, dacă nu altceva, ca să fie, echip, să fie echitabilă situația. Apropo de, de această situație. Gabriel Oprea a fost și zburat. El știți că era pe la Academia Seriului, făcea doctorate, inclusiv gorjenii noștri, fostul prefei Radu Teodorescu, actualul senator Mina Costoiu, erau dintre doctoranzii lui Gabriel Oprea. Stau și mă întreb că am văzut în presă că avea vreo 100 de doctoranzi. Mie mi se pare că am ciudat acest lucru dintr-un simplu fapt. Un profesor universitar, din câte știu eu, nu poate să ducă mai mult de... Adică, legal, nu poate să aibă mai mult de 10 doctoranți. Cum dracu' a făcut ăsta 100? N-am înțeles. Dar, în fine, ne vor lămuri autoritățile. E clar că însă i s-a tăiat macarona, Gabriel Oprea nu mai conduce lucrări de doctorat, pentru că se pare că, într-adevăr, interesul național a demonstrat că uh, a cam... Uh, copiat în teza de doctorat. Dar parcă ar fi singurul. Mai cunoaștem noi și pe aici, pe la Gorj, unii care nu-și publică lucrările de doctorat. Oare de ce? Rămâne o întrebare retorică, cum ar, dar ministrul a spus așa că va face că va, va cere ca toate lucrările de după 90 de doctorat să fie publicate. Hai da de, ar fi cea mai bună idee. Să vedem și noi toți doctorii noștri dacă au ceva în spate, au măcar o operă sau doar au copiat câte ceva de prin diverse lucrări. Eu vă spun o chestie, dacă mergem până la lucrările de licență, o să aveți o surpriză de proporții. Cred că peste 50% din absolvenții de facultăți de după 90 n-au nimic original în lucrările lor de licență. Dar suntem în România și se poate orice. Spunând aceste lucruri și vorbind de subiectele săptămânii, cum am putea spune, trebuie să mai spunem un lucru, în sensul că Traian Băsescu, fostul președinte, începe să capete consistență ca lider al opoziției. În condițiile în care Klaus Iohannis nu se amestecă în, președintele nu se amestecă în politică sau n-ar trebui să se amestece în politică, în care PSD-ul și PNL-ul sunt cumva prizoniere ale, ale guvernului Ciolo și nu, nu s-au lămurit dacă sunt la putere sau în opoziție, Traian Băsescu trage cu toată artileria în cine nimere. Românii nu să-l ia în serios părerea mea, dar el va crește pe un electorat anti, care ved că singurul lider politic care spune ca ei și gândește ca ei este Traian Băsescu, și tare mi-e frică că electoratul, gen Vadim Tudor, gen uh, chiar Gigi Becali sau chiar o parte din electoratul PPDD, uh, Dan Diaconescu, s-ar putea să voteze cu partidul domnului Băsescu. Ce va fi atunci, vom mai vedea. Dar facem o paralelă cu ce se întâmplă în Europa. Ia uitați-vă în Franța, unde uh, partidul Le Pen, uh, de fapt al Ficei, fostului președinte, a făcut ravagii, a câștigat alegerile regionale și primul tur. Și vor câștiga foarte multe dintre administrațiile din Franța. Am putea spune nu întâmplător, știind ce s-a întâmplat în Franța cu cele două atentate mari și cine știe ce va mai urma din acest punct de vedere. Vreau să vorbesc astăzi seara la Panoramic mai mult de Gorj, mai ales că sunt cel puțin două evenimente foarte importante. Primul dintre ele s-a produs încă de la sfârșitul săptămânii trecute, și anume este înlăturarea, după eforturi destul de mari din partea unora, a managerului Laurențiu Ciurel, care a fost înlocuit in, cu un alt, Laurențiu, de data aceasta Ciubotărică, șeful sau directorul direcției contabilitate, oricum, contabilul șef al complexului energetic. Oltenia. Deocamdată, conducerea pare să fi rămas așa, dar din ce se vorbește, în, inclusiv în interiorul CEO-ului, vor urma și alte demiteri, practic nu va mai rămâne piatră pe piatră din actualul directorat. Cofi bine, cofi rău, vom mai vedea. Problema care se pune acum însă este alta. Și anume, se vorbește și vreau să vă spun că sunt oameni destul de serioși care spun acest lucru, există pericolul real ca sediul complexului energetic Oltenia să fie mutat din Gorj. Acum vreau să vă spun ce am văzut și pe pe net, comentarii că și ce dacă e în Gorj, că nu știu ce, că nu știu cum. E foarte important ca sediul complexului energetic să fie în Gorj, nu la Craiova, nu la București cele două variante care se vehiculează. Și nu mă refer aici doar la impozitele și taxe care se dau, se plătesc aici, ci la multe altele. Dacă vrem ca acest complex să supraviețuiască anilor ăstora unde sunt probleme din ce în ce mai mari, trebuie ca el să rămână aici la Gorj și ca și sediu. Acum, problema, că am văzut că există cereri din partea sindicatelor, din partea partidelor din partea Partidului Național Liberal, cred că am văzut o cerere, să vedem situația complexului. Păi, haideți să vedem. Situația complexului este totuși destul de cunoscută. Anul acesta a fost un an bun, anul trecut a fost un an dezastros. De ce avem nevoie? E clar, demiterea managerului s-a făcut, cel puțin teoretic, în baza rezultatelor slabe. De ce însă facem evaluarea în decembrie și nu o facem la timpul ei, că e altă guvernare dar era manager corporatist oricum, din ce am putut noi să înțelegem Ciurel va lua sume mari contractul lui prevede dacă am înțeles bine deci salariu pe un an de zile, deci mai avea mandat încă un an de zile va trebui să-și banii, mai ales că anul ăsta se va încheia pe plus cu siguranță și practic el l -a condus Apoi are un proces cu fondul proprietatea, fondul proprietatea care a dat lovituri cumplite complexul energetic Oltenia. Deci asta trebuie să o recunoaștem, nu că spunea Ciurel sau altcineva. Și uh, fondul proprii, cu fondul proprietatea e un proces de vreun milion de euro. Dacă îl câștigă Ciurel, vă dați seama ce bani face. Pe de altă, asta ar fi veștile bune pentru fostul manager CEO. Veștile proaste sunt implicarea sa în dosarele Șova, în dosarul, cred că s-a făcut dosare și pe exportul la Sâr și pe multe alte lucruri unde sunt probleme și nu se știe, are inclusiv uh, sechestru pe avere și alte. Deci vremurile pentru Laurențiu Ciurel nu sunt atât de bune cum lasă el afișează la meciurile, a fost la meciul uh, Pandurii când uh, meciul de trist la amintire când au luat bătaie cu 3-0 de la Fece Botoșani. Abandonăm subiectul cu complexul energetic Oltenia, cu, cu siguranță vom mai vorbi, poate vor lua și o primă mai mare, se cer 10 milioane de lei vechi de om și cred că se va ajunge la, la, suma, la suma respectivă. Însă aș vrea să vorbesc pentru ultimele minute, cum, cum spuneam, de... Uh, ce se întâmplă la momentul acesta aș vrea să vorbim de ce se întâmplă la acest moment în cazul cu primările. Astăzi un desant de mascați soțiți de procurori de la parchetul Gorj au mers în 10 primării 9 din județul Gorj pentru de fapt în 10 au mers la domiciliile primarilor Uh, și uh, au făcut percheziții pentru că ei au avut legături se pare cu firma IDAIL uh, a fostului primar uh, de turceni uh, Ion Iordache deci perchezițiile au avut loc la Cătunele Aninoasa Negomir Plopșoru Rovinari Slivilești Stejari Borăscu și Bărbătești, toate localități din Gorj și primăria Melinești. Din potrivit cotidianului Panduru perchezițiile de la Rovinari au vizat și casă sau domiciliul fostului administrator public din Rovinar Constantin Podaru. 12 persoane vor fi sau au fost deja aduse la audieri începând de azi dimineață, unele dintre ele fiind deja și reținute. Și mi se pare destul de interesant apropo de acest lucru. Uh, administratorul Idail uh, e vorba de Doru Șandru, a fost reținut. Astăzi a primit mandat în cursul orei 15 a mandat de 24 de ore în urma perchezițiilor de la primăriile respective. A fost reținut după aceea primarul din, localita din localitatea Urdari, Mihai, Mihai Calotă. A, la, el, la acesta au fost făcute percheziții în urmă cu câteva săptămâni, dacă vă amintiți. Se pare că au fost probleme. A, urmează, a fost reținută după ora 19, deci în urmă cu circa o oră, și uh, primarul de... primarul de... Uh, Melinești, din localitatea, uh, localitatea, Melinești. În același, în același, timp, trebuie spus că sunt și alți primari la Udieri, se vorbește și de alte cazuri. În esență, ce spun uh, cei care au anchetat uh, uh, aceste cazuri, și cităm aici de uh, ce, ce au constatat uh, polițiștii. Comunicatul înaintat de poliție spune așa că uh, uh, aceste percheziții vizează uh, perioada ianuarie-decembrie 2015, când cei în cauză, primarii respectivi, folosindu-se de funcțiile pe care le ocupă, au pretins și primit sume de bani uh, pentru atribuirea, derularea unor contracte de prestări servicii, precum și pentru efectuarea de plăți pentru lucrările efectuate de administratorii unor societăți comerciale. Prejudiciul fiind potrivit polițiștilor estimat la 400 de mii de lei, deci 4 miliarde de lei, de lei vechi. Surprinzător este altceva pentru mine și poate să ne țină sentimentul meu. Suntem în plină campanie DNA sau în plină campanie anticorupție. Vorbim de cazuri din 2015, da? Deci după ianuarie 2015 dacă așa se va, se va confirma și bănuiesc că cei care instrumentează acest dosar au probele ce se întâmplă, de ce oamenii aceștia s-au mai riscat pentru că dacă sunt vreodată deci 3-400 de, de milioane de lei vechi au la fiecare dacă luăm de bune cifrele avansate de poliție Acum dacă o societate își permite să dea și pagă câteva miliarde bune de lei vechi Înseamnă că i-are și înseamnă că parandă, că scoate foarte mult din aceste lucrări. Rămâne ca polițiștii să, să, să lămurească acest lucru, procurorii să lămurească acest lucru și să vedem cine va mai fi reținut, pentru că, încă o dată, vă spuneam, sunt și alți primari vizați de aceste percheziții. Practic, toți cei care au avut de-a face au avut contracte cu firma fostului primar din Turceni am o întrebare și poate fi retorică de moment, dar cei care privesc evenimentele din Gorj trebuie să se gândească și la un lucru. Țineți minte că cu ceva timp în urmă a avut loc o licitație pentru de făcută de Consiliul Județean pentru reparația drumurilor. Cea mai bună ofertă fusese făcută de consorțiu acesta de firme condus de... Păi bun, la pre prețurile acelea aveau acoperire sau se mai întâmplă și alte lucruri sau din acele lucruri să finanțau și celelalte numai ca să câștigăm o licitație. Întrebări retorice până la urmă, dar e de văzut cum vor evolua aceste lucruri. Închei, apropii de finalul emisiunii, trebuie spus că o să închei cu un alt subiect care este valabil cel puțin la acest moment pentru Gorj, uh, profesorii din Târgu Jiu și-au luat salariile doar parțial, uh, circa 80% din sume, urmând ca, din ce am înțeles, uh, de la inspectoratul școlar uh, să se mai facă, deci completarea să se producă în următoarele două săptămâni. Nu s-a întâmplat acest lucru în județ, deși nici în județ n-au fost bani suficienți. Atenție pentru salarii, pentru hotările judecătore sau ce s-a mai dat acum existând bani suficienți. E o întrebare Dar ce s-a întâmplat la Târgu Jiu de nu au fost bani suficienți sau nu s-a găsit o soluție din acest uh, punct de vedere. Uh, suntem la finalul acestei emisiuni. Ne întâlnim și săptămâna viitoare la aceeași oră. Mulțumesc pentru atenție. Seară bună!